ne bucurăm să avem în casele noastre și acest post de televiziune. De atunci și până în prezent, sunt un fidel ascultător al acestui post. Și mă bucur mult pentru că Alfa Omega are numai lucruri bune pentru toți cetățenii comunei San Meseditosa. Și nu numai. Doresc ca Alfa Omega să pătrundă în cât mai multe case în România și nu numai. Doresc ca în comuna San Meseditosa să se producă o trezire. Locuitorii acestei comune să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să fie mai aproape de Dumnezeu. Am și avea o încurajare și un gând și pentru cei care ne conduc, atât la nivel de județ, la nivel județean, și cât și la nivel de conducere a Senatului, a Parlamentului, a Președinției României. Pentru că numai cu Dumnezeu putem să facem și să putem să facem lucruri bune pentru oameni și numai cu Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu și alături de Dumnezeu și respectând cuvântul și poruncile Domnului, putem să fim un popor ales și un popor credincios în țara noastră. Fii și tu parte împreună cu noi pentru ca tot mai mulți români să primească Evanghelia în casele și în inimile lor.